Deseori în societatea noastră, fetele sunt cele care au cele mai multe responsabilități după o relație sexuală. Și întrebarea mea constă în aceea, de ce băieții își asumă mai puține responsabilități decât fetele într-o relație sexuală? Salut! Foarte bună întrebare, mulțumesc mult pentru ea. Primul motiv cred că ar fi stereotipurile, adică cele etichetări puse cândva de către cineva și aceste etichetări ulterior care au fost tirajate, transpuse, multiplicate de-a lungul generațiilor. O lume în ziua de astăzi este un pic mai altfel. Odată ce experiența de viață scoate în iveală alte aspecte al educației copiilor noștri. Încă din fragita copilăriei, băieții sunt educați în marea parte că răspund de anumite activități gospodărești, cum e pe când fetele însă și sunt responsabile de anumit confort psihologic în familie. Băieții foarte des primesc în dar cadouri, precum ar fi arme, mașinile, care le pun un mod de activitate, de gândire, pe când fetele se gândesc că sunt primite în dar păpuși, ceea ce presupune din start responsabilitate față de creșterea unui copil bebeluș. Și cred că în prisma acestor daruri sau educației, mai sunt și alte stereotipuri care circulă în rândul populației, precum ar fi că gura lumii spune că înseamnă că dacă apare o sarcină nedorită, fata, ea este vinovată pentru acea sarcină. Astfel spus, ai vrut sex, poftim, acum ești gravidă și poartă responsabilitatea pentru sarcină, naștere, creștere copilului, pe când rolul băiatului fiind mai puțin menționat, ceea ce din generație în generație perpetuează că e ideea greșită, că el se face mai puțin responsabil de această consecință. Pentru că să nu există supărări, acuzații, vinovăție reciproce, înainte de orice act sexual ar fi bine ca partenerii să se gândească și la eventuală complicații care pot să apară unui act sexual neprotejat. De exemplu, cum ar fi infecțiile cu transmitere sexuală sau sarcina nedorită. În acest context, responsabilitatea poate fi educată prin comunicare reciprocă și, sigur, comunicarea sau informarea corectă de la un specialist din cadrul rețelei Youth Clinic. Fie că este un specialist în domeniul sănătății sexual-reproductive a femeii sau a bărbaților, urolog sau ginecolog, în care pot fi acordate toate întrebările și toate informațiile referitoare la complicațiile sau riscurile unei sarcini nedorite sau unei infecții cu transmitere sexuală. Specialiștii Youth Clinic oricând sunt binevoitori și sunt gata să vă răspundă la toate întrebările noastre.